că mă bucur să vă revăd, pentru că sunt convinsă că unii dintre dumneavoastră sunteți deja parteneri de nădejde pe umărul cărora se sprijină cei care alcătuiesc Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor. Dacă stăm să ne gândim că ploaia înseamnă bogăție, e clar că vremea care ne-am soțit astăzi spre primăvara vieții nu poate decât să ne sprăvească în fapte bune. Așa să ne ajute Dumnezeu. Spre o faptă bună suntem chemați și astăzi, o faptă în dreptul căreia, bineînțeles, știți foarte bine, semnează Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Cristofor. Cred că povestea asociației, mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți, are la temelie un vis frumos care devine realitate și care se împlinește pe zi ce trece și care crește și se dezvoltă, iată, făcându-i și pe ceilalți fericiți. Povestea asociației o cunoaște foarte bine pentru că scrie la ea încă de la început, încă de când era doar o idee pe hârtie, Marius Cheller, pe care îl invit lângă mine, președintele asociației. Marius, bună seara! Și mulțumim frumos că ne invitați pentru o faptă bună! Mă bucur că suntem aici cu toții împreună, chiar dacă vremea ne iubește, e important să fim un soare luminos, să avem un dialog personal, interuman, ca oameni, și să știm de ce trăim pe Pământ. Trăim pe Pământ ca să iubim și înainte ca să iubim, să cunoaștem, ca să putem iubi și pe urmă să facem binele. A cunoaște, a iubi și a face binele. Cele trei lucruri esențiale care ne însoțesc pe om pe lumea aceasta. Asociația pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Cristofor, s-a înființat din grijă nețărmuită pentru cei care sunt în suferință, pentru cei nevoiași, copii, bătrâni, oameni singuri și oameni care nu au ce să pună pe masă. De ce suntem aici? Suntem aici ca să facem de două ori fapte bune. Una, drumul, jertfa de a veni aici, chiar dacă suntem puțini, suntem mulți, sufletește, pentru că sufletele mari întotdeauna sunt puține, dar sufletele mari întotdeauna ajută pe multe suflete puține. Și aici e un paradox. Oamenii de bine, care nu uită de unde pleacă și unde se întorc, întotdeauna uită de ei pentru a-și aduce aminte de cei care nu are cine să aibă grijă de ei. Suntem aici pentru că spectacolul caritabil, Primăvara Vieții, este o tinerețe a oamenilor cu sufletul bun, care îi țin mereu tot timpul într-o tinerețe continuă. Suntem aici pentru ca să bucurăm copiii care se află aici, de la Pinocchio, și mă bucur că sunt aici, și de la Robin Hood, de GSPC Sector 3 și Sector 4, ca să vadă că ne pasă de ei, că iubim, că îi prețuim, că nu sunt singuri, că Dumnezeu cel bun este cu ei, că Sfântul Mucenic Cristofor, purtătorul de Hristos, care neîncetat poartă de grijă, cu iubire, o grijă plină de dragoste. Grija plină de dragoste alungă stresul și aduce bucurii ca în seara aceasta, la acest spectacol minunat de muzică și poezie. Vizionare plăcută și bine ați venit! Aplauzele merg către toți cei care au convins asociația și aplauzele merg, de ce nu, și acolo undeva în public, unde sunt copiii aceștia frumoși și buni, care ne așteaptă pe toți să privim spre dânsii și împreună, de ce nu, să schimbăm lumea.